Mulțumesc că mi-ai răspuns invitației și vrei să ne răspunzi la câteva dintre întrebările noastre. Mai întâi, cine ești, de unde ești, câteva cuvinte despre tine. Da. Mă numesc Toma Ion Mihai, am 23 de ani, lucrez ca electrotapițier auto, iar despre viața mea... Despre viața ta este viața ta personală. Da. În discuția noastră, dacă vrei să spui câteva cuvinte, vei spune, dacă nu, cât vrei tu. Ceea ce ne interesează pe noi la început este modul în care tu ai intrat în contact cu studiile acestea ale Institutului Sola Scriptura. Cine ți le-a prezentat pentru prima dată? Mi le-a prezentat un fizioterapeut, acele cărticele cu gândul de dimineață, uh-huh. Iar la ultima pagină era o broșură despre Sola Scriptura, despre institut. Și am completat. Și ai trimis-o prin poștă? Am trimis-o și ai primit prin răspuns. Poștă, da. Ce curs ai ales pentru prima dată? Am ales cursul de citire al Bibliei, deoarece, nu trebuie să mint, am avut o depresie, am pierdut 3 facultăți și... Și simțeai nevoia ca ceva, da, să-ți aducă un reper în viața aceasta. Da. Și ai, da, considerat că Biblia poate să facă lucrul acesta. Da. Ai găsit răspuns în Biblie la frământările tale? Da, am primit răspuns. E greu de explicat. Adică te-ai simțit mai bine din punct de vedere sufletește după ce ai citit Biblia? Au dispărut gândurile poate negre? Da, pur și simplu m-a salvat. Mai citisei până atunci Biblia? Da, mai citit-o în timpul liceului. Și o înțelesese în ceea ce spune ea întru totul? Studiile acestea ți-au deschis o nouă perspectivă asupra înțelegerii Bibliei? Da, mi-au deschis principiile despre viață și moarte. Oh, sunt două din lucrurile pe care oamenii încearcă să și le explice. Și la finalul studiului poți considera că te-ai simțit îmbogățit sufletește? Da, foarte îmbogățit. Chiar dacă tu ai luat o notă din aceasta, ai început cu studiul Bibliei, alții încep cu celelalte mai mici, mai scurte la început. Acum ai fi dispus să le parcurgi și pe celelalte pentru ca să afli și mai multe, pentru că toate au legătură cu Biblia? Da, sunt de acord să le accept. Dacă acum la final mai ai vreun gând pe care să ne-l împărtășești vis-a-vis de experiența ta cu studiul Sfintei Scripturi? Să nu-ți pierzi niciodată speranța. Mulțumesc foarte mult, un gând frumos de final.